Salut băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem din nou din seria de Pro Duo. De data aceasta l-am adus pe Hira, care este unul global după cum știți. Înainte de toate apăsați butonul de like și de subscribe tot acâmul dacă vreți să mă susțineți în continuare. Desigur, după cum vedeți are 80.000 de trofee, toți brawler efectiv toți, 1300 și vreo 20 aproape, 1400. Deci, omul este absolut insane, este pe locul 1 global după cum puteți vedea. Efectiv a dominat ladder-ul în sezonul ăsta. Ce pot să zic, o să jucăm niște duo-uri, să vedem dacă putem să luăm ceva win-uri și desigur, astea fiind spuse, haide să trecem direct la meciuri, să vedem ce a ieșit. Un match. Suntem aici cu Jackie, el are bulbene, e pe contul secundar pentru că nu are cum să joace pe contul lui principal. Ne găsește meci odată la o săptămână. Și pe lângă chestia asta nu vreau să scadă din 80.000 de trofee pentru că na, la două nu câștigi tot timpul și cel mai probabil o să pierdem, deci nu are rost, așa că a intrat pe contul secundar, să vedem dacă reușim să facem și noi câteva oameni aici frumos. O, rosa, ok. Cred că o să mă bag în rosa asta, un gadget aici să omor, perfect, avem un cup gratis. Avem 5 momentan, văd că Hira s-a dus undeva pe sus, nu știu exact ce facem. Dar o să țin control aici în bușul de mine, am și ultimata, mai am un singur gadget. Aș putea eu să-l trag pe Crow ăsta eventual, de fapt hai totuși să o fac. Este un cup gratis, perfect, și un kill, desigur avem 6 momentan. Cu cât mai multe, cu atât mai bine, pentru că așa este free win. Nu știu unde a mers Hira, văd că s-a plimbat toată harta și a revenit înapoi în mid. Ok, mai era mina asta aici. Momentan o să stăm aici, n-are rost să ne băgăm aiurea, fac eu Shelly cu 5 și o ultimată. Nu prea-mi place ce văd acolo, dar știu că mai este echipa cu Rosa, echipa cu Crow, ăștia cu Ems cred că e Rosa, nu? Da. Ok, mă fac un bou murut un Leon. Bă, nu știu, o să așteptăm pe ei să vină în bush, eventual o să vină odată cu zona, pentru că altfel nu cred că o să intre știind că suntem noi pe aici. Sunt destul de aproape și de ultimată, deci sincer m-aș și băga în cineva, dar nu vreau să risc ca să pierdem meciul ăsta, pentru că stăm destul de bine și a pus bominele acolo sus. Ok, o zonă în care nu o să intru, adică n-are rost, ceva aici, nu. Nu știu exact unde sunt ăștia cu Rosa. Ok, e un deril acolo jos cu Shelly, dar nu știu unde e echipa cu Rosa, Barno. Ok, aici, bun. Și cred că o să mă bag eu în ei, perfect, cred că pot să-i omor. Perfect, două cuburi gratis, o echipă jos. Ăștia cu Shelly o să ne pună probleme, mi-e frică puțin de Shelly. Ai că a jucat-o foarte, foarte prost acolo. Avem 10 power up-uri, cred că e aproape imposibil să ne bată cineva. Să tragem aici, nice, boy e mort. Și mai decât acest Leon care nicio șansă, o să stea în zonă, știe deja că este GG și nu are absolut nicio șansă. Foarte lejer meciul ăsta, hai să trecem la... Ok, the next one, suntem pe o altă hartă acum pentru că este o zi diferită. Să jucăm încă un meci cu Jackie, după care o să schimbăm brawler, să vedem ce reușim să facem și meciul acesta. Suntem pe cavernă, bă, destul de aiurea harta asta, se joacă doar bo cu baz, efectiv e nebunită lumea de bo baz pe harta asta și înțeleg de ce. Eventual o să iau și eu baz după meciul ăsta. Pentru că efectiv n-ai cum să joci fără bas pe harta asta, e aproape imposibil, are gadgetul ăla de TV de ambush, bo la fel star power, o știți și voi și e destul de aiurea, dar totuși avem 5 power up-uri momentan, stăm destul de binișor, mai am și 3 gadgeturi, de fapt 6 power up-uri, ok. Asta este destul de nice și a dat iar un gadget ăsta, poate o să sară Sergi mine, dar n-are niciun rost, așa că o să dau jucuri pe aici pe la pereți. Bă. Probabil că putem să-i batem. Oh, nice. Și-a dat ultima. Nu înțeleg de ce ar fi dat gen ultimata aia într-un el primul de 6 power up-uri, dar aparent odată și în mine. Eu nu cred că știa că sunt acolo, dar totuși. Hira cred că o să-l omoare pe băiatul ăla. Mă rog, pe Sergio ăla. Sau nu. Nu l-a omorât. Ok. Momentan, stăm destul de decent aici. Avem 7 power up-uri. Cred că am putea noi să câștigăm destul de lejer, sincer, dacă ținem chestia asta de aici. Să-l omor eu pe Rico, perfect. Mai e și baza ăla. Mamă, sunt tunete, fulgere afară, nu știu ce se întâmplă. În fine, apare în bază, s-a omorât singur în zonă. Mai este o singură echipă, am și ultimata și două gadget. Serge? Ok? Tras pe amândoi? Morți?
Nice, mă, hai mă, că am omorât pe amândoi. Un al doilea win. Hai să trecem la următorul match. Am luat buzz pentru că este imposibil să joci fără buzz. Vă zic de pe acum, așa că cel mai probabil poate să facem și noi un win cu buzz, dacă se poate. Este efectiv necesar, uitați și voi. Dau gadgetul ăsta și văd tot ce este în buș. Efectiv tot și îmi încarc și ultima ta pe bo ăla. Bine, și odată și bazul. De unde are ăla 5? Nu pot să înțeleg. Că odată chiar nu pot să înțeleg de unde au unii oameni 5. S-a băgat Hira acolo. Ok, o să-i dau. A mai venit o echipă de 5. Mi-a dat acela. Na. Efectiv m-a făcut sandwich. Nu cred că avem nicio șansă meciul ăsta. Doamne ferește. Nu știu ce m-au zăpăcit efectiv oamenii. Habar n-am cât am fost acolo. Cred că am fost vreo 20 în midul ăla. Dar cumva Hira a scăpat. Viu. Stai, mă respawnez. Te rog. Perfect, m-a respawnat. Stai că l-o mor pe ăsta. Nice, ultimată. Zic că pot să luăm. Nu, care gadget, are gadget, nu. Nu ne băgăm acolo, pentru că are și 7 power-up-uri, nu vreau. O să-l aștept aici pe Hira. Eventual o să țin de power-up-ul ăsta. Ca să îl ia și el, deci să avem 3 cu 1. Perfect, să respawnăm și bazul lor. Sincer, cred că putem să-i batem, sincer. Bă, nu știu ce se întâmplă, dar efectiv, meciul ăsta este haos total. Sunt mort. Bă, ce e? Ok, nice. Nu cred că o să batem noi un Edgar de 11 power. Bă, deci mai prost de atât, cred că nu putem să stăm. Bă, nu știu exact ce se întâmplă, dar nu îl văd ca pe un win meciul ăsta. O să-mi dau un gadget aici. Mai am puțin din ultimată și mi-o încarc și eu. Wow, și-o dat și la gadgetul. Ok, deci avem, practic suntem copiii păcii. Dar am ultimată, eventual dacă vine Hira să-l batem și noi pe Edgar ăsta. Mai e încă un Edgar, bă, ce scoți Edgar? Mai e și Bo ăla care, aproape bun rolul, dar important este că l-a omorât. Mai a rămas și în viață, mai am un singur gadget. Aparent, e gadgetul cum zice, lui Grom aici, că-l văd, gen, îi văd raza. Ok, o să-mi dau gadgetul aici, să vedem ce se întâmplă, se bat pe ăștia aici, am 13 power up. Ia și bate-l pe ăla dacă poți, hai pe el, hai Hira, dă-i mă pe el. O să mor, clar, e clar, da. Super, Edgarul e foarte low, Hira? Ai că e free kill, e free kill Hira, te rog frumos, nu da choke, te rog, așa la damage la poison, nice, roll, fă mă ceva, a, l-a omorât Grom, perfect mă, roll, nice, mă respawnez eu, stai fii atent că mă respawnez eu, perfect, da mă, bun, bă, sincer vă zic, apar nu am cum am câștigat meciul ăsta, nici măcar nu trebuia să-l câștigăm. Am făcut efectiv doar respawn. Ultimul meci, am rămas din nou cu Buzz pentru că e mult prea greu să jucăm fără bază, așa că am schimbat măcar skin-ul, să vedem dacă mai reușim să facem încă un win. Momentan avem 3, dar sperăm că o să vină și al 4-lea. Desigur o să-mi dau gadgetul aici în mid. Aparent sunt 2 bază. După cum am zis, nu știu, toată lumea joacă bază pe harta asta. E gadgetul ăsta, cred că pe bază face totul. Avem ultimata, avem și un power-up. Văd că e un Dynamite, nu știu ce face la cu Dynamite, se bate ea pe acolo. Bă, nu știu, să mai dau un gadget, sincer, n-are rost să nu. Oh, ok, stai că e mort. A încercat el să-l omoare acolo pe Hira, dar nicio șansă. Avem 3 momentan, ăștia au 6. Bă, deci ăștia nici măcar nu au fost mid la nicio bătaie și au 6. Uitați-vă și voi la ei. A fost un rol destul de prost, sincer, dar poate l-o omoră pe bază. Hai mă, că l-am prins, nice. Avem aproape ultimata la loc, avem noi 6 acum. Dacă Hira l-o omoră și pe Dynamite ăla ar fi super. Poate l-o omoră pe Bo aici. Perfect. Stai că poate nu, sunt mort. Nu, sunt mort, nu, sunt prins între 2 trouări. Sunt prins între 2 trouări. Cred că e, n-am cum, ori încerc să intru mid, nu. Stai, măcar să le dau la Hira cuburile astea. Am vrut să-i le dau la Hira, mă rog. Măcar le-a luat el, ceea ce este bine. Trebuie să ne care momentan, pentru că am murit aiurea, sincer. Chiar am murit foarte aiurea, am fost prins la mijloc. Dar poate Hira l-a moară pe baz. Rol? Ce l-a scăpat. Ok, nice, măcar m-a respawnat, sincer nu o să fac nimic, are Hira 13, ar trebui să-i mănânce de vii pe copiii ăștia. Așa că o să dăm ultimul gadget, am ultimata, nice, și-o dat rolul în Bo e mort, o să-l omor și eu pe bazul ăsta. De Dynamite n-am o frică, o să mă feresc foarte, foarte lejer de el, dar totuși vreau cubul. Ok, nice, cred că are Hira vreo 15, da, exact, are 15 momentan. O să-l omor eu sincer pe Dynamite, hai mă încoace Dynamite, perfect, mai luăm aici încă un power-up, 16. Nicio șansă, deci dacă pierdem meciul ăsta suntem vai capul nostru. Așa că Hira, te rog frumos să îi omori și tu mai rapid. Că n-am o teamă cu el, deci n-am o teamă. O să dăm și noi un stun aici, let's go. Foarte, foarte lejer meciul ăsta.
Dar important este că am făcut 4 win-uri. Bun, băieți, cam atât cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Bă, îmi pare rău că nu a fost tocmai cel mai reușit duo pe care l-am făcut, dar promit că următoarele care o să fie, o să încerc să le fac mult mai ok decât acesta, pentru că, nu știu, nu, parcă n-a ieșit nimic bine în videoclipul de astăzi, dar asta e, următoarele, eu zic că o să iasă mult mai ok. Astea fiind spuse, ne revedem toată viitoare, numai bine, pa, pa!